primarul Comunei Roiești, Gheorghe Drăghici, consideră că oamenilor trebuie să le oferi prilejul de a se întâlni, de a discuta și de a petrece timp împreună. Zilele Comunei Roiești au fost gândite tocmai în acest sens, programul muzical fiind unul variat, culminând cu urcarea pe scenă a interpreților de la Rapsodia Vâlceană. Astăzi noi sărbătorim Ziua Comunei, este a 11-a ediție, cu câteva întreruperi de altfel. Ziua am ales-o de Sfântă Maria Mică, pentru că i-am dat această denumire și Ziua Comunei o ținem pe 8 septembrie, că e ocrotitura spirituală a comunei noastre prin hotărârea Consiliului Local din 2000, când am început această ediție. Astăzi, așa cum vedeți noastră, ne-am întâlnit mai mulți primari, că sunt vecini, care lucrăm și conlucrăm împreună, mai ales cu domnul primar la Peșara, în care împreună lucrăm la un drum care face legătura între cele două comune. S-a scurtat drumul de la 40 de km la 8 km, să circulă pe un drum asfaltat care era un vis, se presupunea că e un vis, dar acum a devenit o realizare. Suntem de comun acord și împreună vrem să realizăm multe obiective care le punem pe hârtie și încercăm să atragem fonduri europene pe cât e posibil. Eu am invitat oamenii comunei mele în această zi să vie, să se distreze, să se întâlnească, să vorbească unul cu altul, că faptul că a fost pandemia și așa în trecut, au fost cam izolați, vă dați seama că oamenii simt nevoia să se mai și întâlnească, să mai și discute. Asocierea celor două comune, Roiești și Pesceana, a făcut posibilă realizarea unor proiecte importante pentru locuitorii din zonă, cum ar fi scurtarea drumurilor. Pe PNDL-2 am avut un proiect de asfaltare care a făcut legătura între cele două comune. E o mare realizare. Noi avem cetățeni și cetățene din Pesceana care sunt căsătoriți aici și invers și traversează foarte repede, acum în 10 minute traversează cele două dealuri să vină acasă. Au proprietăți și în Pesceana și în Roiești. Cu dânsul am colaborat și înainte de a fi primar de 2012 în privat, când eram privat și când am venit la primărie, dânsul mi-a fost mentor, am fost pe la București după proiecte, l-am întrebat la ce oră să fim la București. La 7, plecam pe la 3 dimineața și dormeam acolo până veneau cei de la ministere. Acum, astăzi participăm și noi cu echipa de dansuri de la școală Peștenița și echipa de fotbal Luceafărul Pesceana.